Weekendul trecut la Iași a fost despre modă și tineri designeri. Casa de Cultură a Studenților a organizat cea de-a șaptea ediție a festivalului de modă Art East Fashion Weekend, unde în concurs au intrat 14 tineri designeri. Colecția care am prezentat-o are o sursă de inspirație eroticul din Biblie, se numește Cântarea Cântărilor, ca și originalul, bineînțeles, bazată pe chipul Sulamitei. Colecția mea se numește Black Manifesto, o colecție manifest împotriva aruncării deșeurilor de materiale textile și urmată de principiul sustenabilității. Din ce materiale sunt făcute ținutele? Ținutele toate sunt din materiale adunate din diferite ateliere de creație vestimentară, din bucăți și resturi de materiale. Colecția se numește Contrast Lăuntric. Este o colecție inspirată din femeia, ceea ce înseamnă femeie. Culorile sunt doar alb-negru și cu niște accesorii aurii. Cumva am vrut să descriu interiorul și exteriorul nostru. Cei pasionați de modă au privit cu atenție ținutele prezentate. Originale, frumoase. Mi-a plăcut mult colecția lui inspirată de la Brâncuș și ne așteptăm prietenul să vedem cum face. Ai purtat și tu asemenea ținute? La ocazii, evident, absolut. În general, nu. Unele colecții chiar bune, cea precedentă mi-a plăcut până acum, însă show-ul nu s-a terminat, vedem până la final. Majoritatea conceptuale, am observat că tinerii au direcția asta foarte abstractă și conceptuală. Pe podium a urcat și ambasadorul Art East Fashion Weekend, Stefan Pelger, cu o colecție impresionantă. Ceea ce apreciez eu atât de mult la Art East Fashion este că ai posibilități financiare, n-ai posibilități, aici ai o platformă care îți dă șansa să te arăți lumii și de acolo se pot porni drumuri. Și am pornit cu un buget de $1,000 acum 30 de ani, fără să știu dacă ajung undeva sau nu. Festivalul modei a fost închis de colecția Adinei Buzatu. Moda este pentru oameni, nu pentru podium. Și piesele vestimentare trebuie să fie de bună calitate și să-ți vină bine. Investește în haine de bună calitate, versatile și care ți se potrivesc și vei avea întotdeauna o garderobă superbă, fără să cheltuiești în realitate foarte mulți bani, pentru că prețul per purtare este, sigur, prețul pe care îl plătești împărțit la numărul de purtări. Și dacă îți cumperi ceva versatil și de bună calitate, vei purta de 1000 de ori. Mi-a creat o impresie că, într-adevăr, sunt mulți tineri cu foarte multă creativitate, care merită observați și merită să facă colaborări frumoase și în viitor. În cadrul festivalului de modă s-a desfășurat și un concurs de modele. 11 fete au fost supuse mai multor probe, precum cea a rochiei de seară sau a costumului de baie. Competiția a avut 3 câștigătoare.